are, cum spuneam, acest filon de conștiință românească și cine poate să-l ducă mai departe, o să o facă tot timpul. Rezultatele, sigur că la un moment dat se vor vedea. E greu să-l definim sau să-l stabilim, dar cei care pot să o facă au datoria să o facă. În aceeași idee pe care v-am spus, filonul acela de puritate românească încă există.